Acest proiect este realizat cu suportul programului municipal Bugetul Civil Chișinău. Salutare doamnelor și domnilor, suntem la o nouă ediție a Orei de Live prin suburbii. De data aceasta suntem la Cruzești și suntem chiar la primărie, aici une primărița acestei minunate suburbii, Violeta Crudu, va împărtăși cu noi realizările, planurile, problemele, dar și multe altele. În primul rând, bine ați venit la Cruzești. Mă bucur că emisiunea dumneavoastră a ajuns și la noi la Cruzești. Bineînțeles că un primar deja la al doilea mandat, așa cum sunt eu, are cu ce se lăuda, dar bineînțeles că avem și încă multe pe care trebuie să le facem și asta o zic nu doar eu, dar probabil toți primarii din Republica Moldova, pentru că noi ne vrem, desigur, mult mai multe, dar uneori posibilitățile financiare sunt reduse. Cred că din primul meu mandat, proiectul meu de suflet este reparația sau reparația, hai zicem, a școlii pe care am transformat-o într-un complex educațional, deoarece grădinițele erau în două case vechi, practic două case particulare și duceam mâncarea de la o grupă la alta cu încălderi pe jos. Și datorită Guvernului României am reușit să creăm acest complex educațional, să trecem complexul educațional la balanța primăriei Chișinău și astfel am putut să salvăm și școala, unde aveam copii puțini, dar să trecem și grădinița la etajul întâi și am creat un complex foarte frumos, o să invit să-l vedeți. Vreau să menționez că în fiecare an primăria Chișinău ne oferă în jur de 400-500 de mii de lei pentru infrastructura complexului educațional. În fiecare an intervenim cu lucrări, cu lucrări de infrastructură, am amenajat trotuare, am construit pavilioane pentru copii. Deci grădinița și școala arată și în fiecare an arată tot mai bine și mai modern, grație primăriei municipiului. Am reușit să improvizăm și un muzeu, micuț este deocamdată, pentru că abia suntem în proces de adunare a obiectelor și mă bucur că aici deja oamenii au început să aducă lucruri pe care le au în pod sau undeva strânse pentru alte timpuri. Actualmente suntem printre puținele localități din Moldova care are 100% apeduct și 95% gazoduct, pentru că gazoduct deja avem proiect pentru încă o porțiune pe care a finanțat-o anul acesta și primăria Chișinău și urmează ca la anul să Chișinău Gaz să construiască aceste rețele. De asemenea, avem 100% practic construit rețeaua de canalizare. Este activă, aproximativ 50% dintre locuitori sunt conectați, dar nu din vina noastră, dar pentru că așteptăm un proiect regional. Avem acum un proiect regional de construcție a stației regionale de evacuare a deșeurilor pentru Cruzești, Budești și Tohatin, care a fost finanțat 13 milioane din bugetul municipal, 5 milioane din fondul ecologic, iar acum 10 milioane avem finanțare din partea UNDRL-ului. Și sperăm că până la anul vom finaliza și acest proiect, astfel încât peste 15.000 de locuitori să se poată conecta la rețeaua de canalizare. Un alt proiect frumos pe care l-am realizat noi în localitate, inclusiv cu suportul primăriei Chișinău, este terenul de menire socială. Am construit o scenă. Am anul acesta, iarăși din banii bugetului municipal, am instalat un teren de fitness pentru tineri și mă bucur că acesta are succes, pentru că seara, fiind o localitate micuță, noi nu prea avem altă distracție pentru copii și ei toți se adună aici, este în fața primăriei și în spatele școlii, este un teren unde ei vin și se joacă. Tot acolo am instalat și un teren de joacă pentru copii pe care l-am câștigat printr-un proiect finanțat de UN Women și la care a participat toată echipa primăriei. A fost un proiect legat de
sensibilizarea la gen, de promovarea femeilor în societate. Astăzi, când sunteți dumneavoastră aici, am lansat un proiect foarte frumos. Eu am zis că este o revoluție în ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor. Proiectul se va numi Sădim Oxigen și este finanțat de către organizația non-guvernamentală Hai Moldova și Kaufland. Deci este ceva absolut inedit că această companie atât de mare și serioasă a ajuns la Cruzești și noi ne bucurăm că noi am fost selectați și vom evacua împreună cu ei o gunoiște neautorizată care este la graniță între Cruzești și Budești și vom planta acolo copaci. De aceea o să vă invităm la toamnă să veniți și atunci când plantăm acești copaci. Un alt proiect frumos pe care îl avem noi și pe care îl implementăm împreună cu Cruzești, Budești și Tohaten este crearea unui SRL de gestionare a deșeurilor. Știți că problema deșeurilor este una destul de importantă în Republica Moldova și noi acum vom crea această societate și sperăm ca la anul, de la anul deja să începem evacuarea deșeurilor din cele 5 localități pe care le avem noi, Cruzești, Budești, Tohaten, Cheltuitor, Buneț și datorită bunătății poporului american prin USAID, prin comunitatea mea, am procurat, de fapt procurăm acum, suntem în perioada de licitație, două mașini specializate, un tractor și urmează să avem procedura de licitație pentru procurarea pubelilor, astfel încât toți locuitorii care vor încheia contract vor primi și o pubelă gratuit. Deoarece la moment noi am identificat un agent economic care vine și odată la două săptămâni colectează deșeurile din localitate, oamenii le scot în saci, dar oricum este bine comparativ cu alte localități care în general nu beneficiază de asemenea servicii. Și eu mă bucur când merg marțea, că marțea este zi de colectare a deșeurilor, când merg marțea prin localitate și văd sacii aceștia la poartă, asta înseamnă că avem lume și oameni responsabili și deja educați, care își schimbă mentalitatea și care înțeleg că pentru a menține o localitate curată trebuie să beneficiem și să avem asemenea servicii. Vroiam să menționez și anterior că transportul public de fapt este strict legat și de drumuri. Ori noi, după ce v-am zis că am implementat proiectul de apeduc, de canalizare, practic am ajuns la etapa la care construim acum drumuri. Anul acesta chiar am construit 2 milioane avem din bugetul municipal, 500 de mii din fondul rutier și am construit mai multe străduțe în asfalt, pe vatra satului, așa îi zicem noi, dar și în sectorul nou. De asemenea, intervenim în fiecare an la strada principală pe care merge transportul public și datorită parcului urban de autobuze, datorită primăriei Chișinău, beneficiem și noi, ca și celelalte suburbii, de autobuze noi, care sunt mult mai moderne, mult mai confortabile. Îmi pare rău că cel roșu mare nu încape pe străzile noastre, pentru că eu, când a venit prima cursă, am mers cu șoferii și am văzut situația, el, într-adevăr, nu încăpea la anumite curbe și atunci el a fost scos de la noi și ne-au dat alte autobuze, dar sunt și ele la fel de bune și oamenii sunt foarte mulțumiți. Totuși vreau să menționez că suburbiile în ziua de astăzi, mai ales o suburbie cum este Cruzeștiul, este un fel de dormitor al Chișinăului. Oamenii pleacă dimineața în oraș și se întorc seara acasă. De aceea dimineața ele sunt arhipline, mai ales că ele se tot umplu pe parcurs la Tohaten, la Budești, pe parcursul traseului, la Vile și atunci ajung în Chișinău supraaglomerate. Asta o știu și de la fetița mea care învață acum în clasa 10-a și care se duce dimineața cu autobusul de la 6:30 și ea îmi spune de fiecare dată care e situația și știu foarte bine cum circulă aceste autobuze. Oricum, noi mulțumim primăriei Chișinău pentru faptul că are grijă de noi, de suburbii. Ne-am dorit, bineînțeles, măcar încă un autobuz care să circule. Mai ales vă zic că la noi este stația Terminus și el pe drum, practic de acest autobuz al nostru 38, beneficiază toți ceilalți locuitori care vin până la Cruzești.
Totodată vreau să menționez că avem o localitate și o biserică foarte frumoasă, care este menținută, atât localul cât și teritoriul adiacent, de către preotul paroh, domnul Vitalie Brumă, și vreau să-i mulțumesc pe această cale că creează pentru oameni un loc sfânt pentru tihnă și odihna sufletului. Thank you.